Cu siguranță ați observat în supermarket sau în saloanele de fitoterapie, balsamul de tigru este un produs aproape iconic datorită ambalajului său deosebit și ale cărui proprietăți sunt capabile să trateze și să atenueze diverse afecțiuni de sănătate. Acesta este cel mai apreciat de zeci de ani. Balsamul de tigru este un unguent natural care își are originea în medicina tradițională Chineză, se prepară cu ierburi și plante medicinale și este considerat un remediu natural analgezic și calmant, capabil și să activeze circulația sângelui. Există două versiuni. Balsamul de tigru roșu și cel alb. În acest articol vom vorbi despre balsamul de tigru roșu. Există multe plante și ierburi medicinale folosite în producerea balsamului de tigru, iar printre ele găsim uleiul esențial de cuișoare, mentă, scorțișoară chinezească și multe altele. Conține compuși precum mentol, calmant, revigorant, antiinflamator camfor, dilată vasele de sânge, analgezic și multe altele. Acest unguent natural este comercializat sub formă de cremă, dar există și loțiuni și plasturi pe bază de balsam de tigru. Principalele proprietăți terapeutice ale balsamului de tigru sunt antiinflamatorii, calmante, analgezice, ușor anestezice, relaxante, decongestionante și capabile să reactiveze circulația sângelui. Din acest motiv, utilizările balsamului de tigru sunt multe, poate fi utilizat pentru a trata și ameliora următoarele afecțiuni durerii musculare, durerii articulare și artrită, reumatism, distorsiuni, dureri de spate, lombare, dorsale, cervicale, durere de cap, migrenă, răceală, congestie nazală, tuse, picioare obosite, probleme circulatorii, stres, balsamul de tigru poate fi folosit și pentru a respinge insectele și pentru a trata mușcăturile de insecte precum și pentru a încălzi mușchii înainte de antrenament. Deși este un produs complet natural, balsamul de tigru poate avea și contraindicații precum iritația pielii, senzația de furnicături alergii sau hipersensibilitate la unul sau mai multe ingrediente, din acest motiv este întotdeauna bine să aplicați o cantitate foarte mică pentru a verifica eventualele reacții înainte de a utiliza balsamul de tigru.